pregătește o simulare de incendiu. Așa, în cazul în care ar fi într-adevăr un incendiu, credeți că ați fi pregătiți? Bănuiesc că da, eu nu aș fi. Păi nu vi se pare că vă mișcați cam încetul? E, nu, ne mișcăm încetul, doamne, din cauza. Suntem mulți, e spațiu mic și... Să știi. Prin urmare, crezi că veți fi pregătiți pentru un incendiu? Da, doamne, cum să nu? Păi că aș salva și câțiva copii de pe aici, așa. Pe aici, așa. Simulările astea nu sunt făcute degeaba. Da, crezi tu că voi luați în serios, destul de în serios, această simulare? Nu, pentru că nu suntem suficient de maturi ca să ne comportăm în cazuri de astea. Directorul liceului consideră însă că tinerii se puteau descurca și mai rău. Față de exercițiul precedent, acum s-au descurcat mai bine. În exercițiul precedent am reușit să evacuăm școala în 5 minute, acum am reușit în 3 minute, ceea ce mi se pare o performanță. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-au declarat totuși mulțumiți de rezultatul acțiunii. Copiii sunt pregătiți să facă față unei situații de urgență. S-a văzut și la exercițiul care a fost executat astăzi. Intervenția personalului pe locul de muncă la începutul de incendiu a fost promptă. Alarmarea s-a făcut în timp optim. Considerăm că exercițiul a luat un calificativ foarte bine. Astfel de acțiuni vor mai fi organizate și la alte unități de învățământ din județ.